cu mii de ani în urmă, adepții Domnului l-au întrebat pe Isus, ce are va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului. Matei 24, 3 Domnul Isus a răspuns, veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă neliniștiți, căci aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va ridica împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Va fi foamete, vor fi molime și cu tremure în diverse locuri. Dar toate acestea sunt doar începutul durerilor nașterii Matei 24-6-8. În prezent, au loc din ce în ce mai multe dezastre pe întreg pământul. Cu tremure, epidemii, foamete, războaie și inundații au loc unele după altele. La sfârșitul anului 2019, a apărut un nou tip de coronavirus în Wuhan, China. Rata sa de transmitere este alarmantă. În doar câteva luni au apărut cazuri în toată țara și China a fost scufundată imediat în haos. Multe provincii, municipii și sate sunt plasate sub carantină unele după altele, pe măsură ce numărul de decese continuă să crească. De asemenea, virusul s-a răspândit în peste 20 de țări din toată lumea. Mai mult decât atât, între septembrie 2019 și ianuarie 2020, focurile din sălbăticia Australiei au distrus peste 5900 de clădiri și au ucis peste un miliard de animale. În ianuarie 2020, același continent a fost lovit de o ploaie torențială de amploare unică în secol, provocând inundații care au ucis multe viețuitoare de apă dulce. În aceeași lună, zeci de mii de persoane au rămas fără acoperiș asupra capului ca urmare a inundațiilor din Indonezia. De asemenea, a existat o erupție a unui vulcan în Filipine, cea mai gravă infestație cu lăcuste din ultimii 25 de ani în Africa, un cutremur de magnitudine 6,4 în Xinjiang. Lista continuă. Profețiile biblice privind venirea Domnului au fost îndeplinite. Este logic că Domnul s-a întors așadar, noi de ce nu i-am întâmpinat încă sosirea? Nu vom fi înghițiți de mari nenorociri dacă această situație continuă și ce anume ar trebui să facem ca să întâmpinăm sosirea Domnului.